Doamnelor, domnilor, bun găsit la comentariul zilei. Sunt Adriana Dascălu-Bulin. Alături de mine în studio se află invitatul permanent, jurnalistul Sorin Avram. Bună, Sorin! Bună, Adriana! Bine m-a regăsit! Am zis că începem cu școala. Sunt probleme ceva mai vechi acolo, din câte am înțeles. Oamenii au niște hotărâri judecătorești, definitive și revocabile, dar e o problemă cu primarul. Nu se înțeleg. Încă o dată trebuie să constat și am mai spus eu asta aici, să-i salutăm și pe ascultătorii Radio Top. Să constat că dacă în timpul regimului comunist, totalitar, în timpul regimului Ceaușescu, aveai cui să te plângi ca să-ți rezolvi o problemă și de multe ori ți-o rezolvai, în timpul regimului Traian Băsescu, sau cum vrei să-i spui tu, nu ai ca să-ți rezolvi o problemă, pentru că nu are cine să-ți rezolve. Pentru că dacă te izbești, și avem cazul concret, Ilie Lungu la Salcea, primarul PDL Ilie Lungu, dacă n-are chef, sau hai ca să ne exprimăm așa, nu ca la școală, ca în curtea școlii, dacă nu vrea mușchii primarului PDL Ilie Lungu de la Salcea, nu se rezolvă. De ce? Pentru că justiția, cea despre care tot îi auzim pe politicieni spunând, lăsați justiția să-și facă treaba, aceste hotărâri ale justiției, ca în cazul de față, nu le pun în aplicare și nu se întâmplă nimic. Adică în loc să-i vezi încătușați pe cei care nu pun în aplicare hotărârile judecătorești irevocabile și definitive, ei îți râd în nas. Și dacă mergi la Ilie Lungu și nu vrea mușchiul lui să-ți rezolve, nu ai unde să mai mergi, pentru că Ilie Lungu e frate cu primarul Ion Lungu de la Suceava, care primarul Ion Lungu e la PDL șef la municipiul Suceava, și care primar Lungu este în partidul de guvernământ și mare sculă. Și dacă nu vrea mușchii lui Ilie Lungu, nu-ți rezolvi în Suceava. Nu-ți convine? Eu sunt convins că azi. Duceți-vă că aducem alții. Ăsta este modul de a-i trata nimeni pe nu oameni. Nimeni nu este de neînlocuit, asta, nu? Așa se vorbește cu niște profesori. Așa, nu vrea mușchii mei, hai viteză. Din astea. Tu crezi că după ce a plecat presa și după ce au plecat profesorii și s-a închis ușa la primărie, cam câte bipuri crezi că ar fi trebuit să punem noi? Ce părere are Ilie Lungu despre profesori? Despre presă și despre oricine. Despre presă știm cum vorbesc, eu știu foarte bine. Într-o zi o să spun aici cum vorbesc unii aleși despre presă. Deci să pregătim bipurile, nu? Da. Și care-s profesori? Ce mă interesează? Asta este mentalitatea lor. Ce profesor? Dă-i încolo de profesor. N-auzi, găsim alții, mă. Ce nu poate să predea unul botanic? Nu prea să... Nimeni nu este de neînlocuit. Numai ei sunt de neînlocuit. Ei cu neamurile lor, care s-au pus toți în funcții, parcă au făcut unii facultatea de primari și de parlamentari. Și toți cu neamurile, și primari, și aleși, parcă s-au născut primari, mă. Parcă s-au născut parlamentari, deputați și senatori. Și este aroganța asta, este nesimțirea asta adusă pe niște cote de neimaginat. Cum adică vine și spune că nu sunt eu parte în proces? Da. Dar primăria este principalul ordonator de credite. Și dacă nu semnează primăria, care este principalul ordonator de credite, școala nu poate să le dea salarii. Este la mintea cocoșului. Asta că vrem să arătăm că suntem șmecheri, se arată. Eu în locul profesorul nu m-aș duce la școală. Și să-i dea afară pe toți, să vedem. O să-i dea chiar pe toți afară? Numai că ei mai mizează pe următorul aspect, că nu există solidaritate. Că o să facă 2-3 profesori mai nervoși, dar restul nu o să facă. Și pe asta mizează. Dați din gură, veniți cu presa, eu da. Fac tot cum vreau. Decât să nu își ia salariile. Și nu o să-și ia salariile și cu asta basta. Dar ți-ai zis, bătaia asta de joc care este continuă. Asta mă deranjează cel mai mult. Nu e altul mai breaz, din nefericire. În politica românească au intrat toți țărănoi și toți neciopliții și toate neamurile proaste. Dar din nefericire ei sunt împrăștiați peste tot, știi? Că nu-s la un loc, că dacă ei știi că ar fi toate neamurile proaste la un loc, ei zice, măi, hai viteză cu voi și ai terminat. Dar ei sunt împrăștiați peste tot. Și nu există în România la ora actuală, nu există o instituție ale statului care să funcționeze liber, și să pentru că toate sunt subjugate politic. Deci România arată mai rău ca un stat nemembru al Uniunii Europene. Noi ne putem compara din punctul ăsta de vedere cu Uzbekistanul, Turkmenistanul, niște țări din astea din Asia, aia partea spre China, unde e sălbăticie și unde o gașcă de șmecheri face tot ce vrea mușchii lor. Da,
Cam în același context putem aborda și celălalt subiect. Da, și acum că vorbeam asta cu justiția, lăsați justiția să funcționeze. Astăzi a venit un comunicat al PSD Suceava referitor la cazul de la Sret. Păi ori lăsăm justiția să funcționeze, ori nu o lăsăm. În comunicatul PSD își dădea PSD-ul cu părerea cu cazul de la Sret. Că să se meargă, să se vadă mai sus, mai nu știu unde, că știm noi cine. Că... Dar ce treabă are PSD-ul în chestiunea asta? Că eu vin aici la televizor și comentez, eu sunt unul. Dar nu vii tu instituție, că partidul ăsta social-democrat, ca și celelalte formațiuni politice, sunt niște instituții. Nu-ți poți permite tu ca instituție să vii să dai indicații justiției. Că i-ați arestat pe ăștia, dar ia vedeți și alții. Deci, ceea ce face adică PDL-ul acum, faceți, că nu, pune, treaba, că nu pune în aplicare hotărârile judecătorești, dar zice, lăsați justiția, păi dacă vine PSD-ul, ce o să facă? Iar o să dea ordine și să spună, stai mă, că nu numai pe ăștia. Hai mai arestați și pe aia și pe aia. Dar ce se întâmplă? Adică, și noi stăm, ăștia se ceartă și unii spun că-s buni și alalți răi și așa mai departe, și tot umblă cu justiția în gură vorba lui Adrian Năstase, și noi stăm și ne uităm când la unul, când la altul, când la unul, când la altul, de? Ca proști. Acum, cu Siretul ăsta, iar e mult de vorbit. Caz, au fost arestări, s-au făcut reținere și așa mai departe. S-au făcut niște interceptări și o să urmeze rețeta clasică. Adică, la televiziune o să ruleze imagini, o să apară stenograme și o să vadă cât de bandiți și de derbedei sunt ăștia în vamă și poliția de frontieră. Că unii sunt bandiți și derbedei, asta se știa de foarte multă vreme, nu mai trebuia. Dar e operațiunea asta de imagine. Cum a fost chemată televiziunea ieri, dis de dimineață să vină? Deci este o chestiune de imagine și am povestit noi ieri care sunt componentele. Una, să arătăm cu Schengen-ul. Doi, să arate domnul președinte că se luptă împotriva corupției. Și trei, mai sunt niște chestiuni interne între cu Vasile Blaga și Traian Ilaș. Pe care le-ai prezentat de asemenea. Și că unii sunt golani și derbedei și hoci bandiți în vamă și în poliția de frontieră, asta se știe de mult timp. Dar mă întreb eu de ce tocmai acum trebuia să vină acest lot consistent de spagasini. De ce nu s-a întâmplat până acum? Pentru că în România funcționează atâtea instituții ale statului cu atribuțiuni de ascultat telefoane, de făcut interceptări și de luat oamenii și de pus să scrie... Știi de ce? Că n-au avut timp să facă reamenajarea, renovarea punctului de frontieră. A, de aia. Și sunt atâtea instituții ale statului care cu asta se ocupă. Asta e în fișa postului. Ascultați telefoane, trageți oamenii de limbă și filmați-i pe ăștia, faceți interceptări. Cu asta, și tu dintr-o dată descoperi că ăștia luau cu găleata bani prostănaci, că trebuie să fii și prostănac să faci o astfel de chestiune și să fie toți legați, că ei lucrau pe tură. Da, da. Înțelegi? Da. Trebuie să ai minte foarte puțin în cap în condițiile în care știi că sunt atâtea structuri ale statului care oricând îți pot intercepta convorbirile telefonice, te pot fila, te pot filma și așa mai departe și este imposibil ca măcar unul dintre ei să nu fi avut un sfert de normă la o instituție dintre asta. Adică să facă veselie cu băieții la serviciu și după aia să meargă să dea note informative la instituțiile statului. Și deci trebuie să fii un mare prostănac, ca să nu spun de-a dreptul bombalău, să te bagi acolo în horă cu toți. Pentru că odată și odată prea mulți ca să ne ia pe toți, nu? Odată și odată transpiră. Nu, unii pur și simplu nu se gândesc la consecințe. Ei cred că veselia asta merge tot timpul. Și bănuiesc când îți vin atâția bani din cer, când îți pică atâția bani din cer, lași garda jos. Și nu-i mai interesează. Ei fiind plin de bani, ce au zis, a mă, că merge așa, noi cumva. Merge așa până la infinit. Totul se cumpără. Da, nu merge așa la infinit. S-a văzut. Bun, că acum această anchetă nu se va duce mai sus, pentru că ar trebui să fim copii de să clasa credem. A 3-a B, banca de la geam, că vor să, credem, nu, să credem noi că banii se opreau aici, la șeful vămii. Astea sunt pentru copii de clasa a 2-a, ca 3-a nu ți-am zis. Deja de la 3-a. A 2-a ce? Dar copii din aia care au repetat școala, că nu-i aștept cap. Că evident că banii s-au dus mai sus, pentru că aici vorbim despre niște sume colosale și sunt niște oameni, adică nu poți să-mi zici mie că la vârf nu știau ce fac băieții aici sau ce fac la Vama Nădlac sau în alte părți. Și era, stai mă, dar ăla câștigă și eu ce fac, trăiesc din salariul meu de șef tăiat cu 25%, nu se poate așa ceva. Deci, dacă s-ar merge mai sus, dar eu nu cred că o să meargă mai sus, și o să rămână chestiunea asta de imagine. Pe de altă parte,
piața neagră de țigări acum este blocată. Da? Și cu ce este vinovat omul amărât, care își lua pachetul de țigări cu 60.000 de lei, da. Așa că ăștia își reglează contul sau nu știu ce se întâmplă. Deci tot cetățeanul de rând are de tot suferit. Tot ăsta săracul, că pe mine ce mă încălzește, că ăla, pe mine ca fumător. Ca fumător, da. Eu nu iau țigări la negru, n-am luat, cred că odată am luat. Numai noi știm da. Foarte multe persoane. Da. Mă încălzește pe mine că l-a prins pe ăla. Pe mine ca fumător nu mă interesează. Știi? Care ești trist că să nu fie, mai ai de unde să fie țigări așa. Dar o altă chestiune care ar trebui să fie, o altă problemă care ar trebui pusă. De ce statul român accizează, impozitează și taxează atât de mult țigările încât prețul lor să ajungă unul prohibitiv? Și nu încurajează, adică să nu fie un pachet de țigări sub 100.000 să nu găsești. Păi normal că și statul încurajează traficul de țigări. Corect. Deci eu am vorbit cu niște băieți care se ocupă cu țigările de la companie și mi-au spus dintr-un pachet de 20 de țigarete, profitul de pe o singură țigaretă revine companie producătoare, iar 19 țigarete, banii de pe ele se duc la stat. Păi și tu dacă faci 100 și ceva de mii pachet, omul săracul fumătorul, că nu toți fac sport și nu toți vor să fie sportivi. Da. Omul fumează. Ce naiba să facă ăla? După aia, tot statul și eu n-am văzut pe nimeni în pușcărie. Că au fost în România 5 fabrici de țigarete. Din câte știu eu, Iași, Sfântul Gheorghe, Târgu Jiu, Timișoara și Constanța, cred. Sau Craiova. Ceva de genul. Deci 5 fabrici. În România nu mai există nicio fabrică de țigări. Ori dacă țigările s-ar fi produs în România și în România de către companii românești, probabil că ar mai fi fost și acum Carpați fără sau Snagov sau niște țigări la un preț accesibil. Și n-am văzut pe nimeni legat în cătușe, în pușcărie, pentru că a distrus fabricile de țigări. Da. Nu am văzut pe nimeni încătușat pentru că a distrus plantațiile de tutun. În România au fost plantații de tutun, eu știu de la bunicii mei, Dumnezeu să ierte, din județul Gorj, că în localitatea unde stăteau ei, în Turburea, acolo, când mergeam eu în vacanța de vară, când eram mic, era tutun pe garduri la uscat. Și în multe zone din Oltenia, și nu doar în Oltenia, erau plantații de tutun și exista, luai tutunul, dădeai, pe la Mărășești era, când ne-a spus și colega Andreea, și luau oamenii tutunul, dădeau la fabrică și primeau bani în schimb. Și n-am văzut pe nimeni în cătușe pentru asta. Da? Dar ne place să facem tărăboiul ăsta. Hai întâi să facem niște taxe și accize mai mici, hai întâi să refacem niște fabrici de țigări și să lucrăm pământul, să plantăm tutun, să dăm oamenilor aici la noi, în țara, așa, în țara asta, și după aia mai vedem și cu bandiții ăștia din vamă proști. Da, da, că fraieri. N-ar fi fost altul interesul. Da. Îți mulțumesc foarte mult, Sorin. Doamnelor, domnilor, aici se încheie comentariul zilei, numai bine.